Salutare! Suntem pe noul format de vlogging pe care îl facem pe pagina Jar Garage și sunt cu doi băieți care pentru mine sunt un exemplu. Chiar sunt un exemplu pentru că sunt tineri, trăiesc în România la fel ca și noi, au salarii din România și totuși au mașini faine și au mașini personalizate după gustul lor și după plăcerea lor. Așa că o să începem cu Ghiță și o să ne spună care e treaba cu mașina lui, cum a început povestea asta cu mașina. Salut, Ghiță! Salut! Povestea a început în felul următor. Am achiziționat în primă fază un motor, un D16, mai pe scurt un 1.6, în ideea în care am vrut să-l pun în cealaltă mașină, în EJ9, am deținut un EJ9, mă rog, și acum îl dețin, dar îi avariat din păcate. În fine, văzând că nu pot să folosesc mașina zi de zi, că necesita să o bag în garaj pentru a efectua swap-ul, am zis, bă, mai am nevoie de o mașină. Și între timp a apărut mașina asta, Honda, un EJ2, însă i-am cumpărat doar caroseria cu acte și pe urmă m-am apucat să retușez unde a fost cazul. Nu am vrut să o vopsesc integral deoarece nu mi-am permis și mașina am vrut să o fac de competiții. Am achiziționat mașina, am început să îmi cumpăr frâne, restul pieselor și ce am mai ținut de ea. Per total am reușit să o termin într-un timp destul de bun, zic eu, aproximativ 2 ani de zile. Chiar după prima cheie am dat-o după câteva luni, după ce am cumpărat-o. Însă până să reușesc să merg cu ea a mai fost un întreg capitol. Ghiță să dă cu mașina asta și la campionatul de rally sprint organizat de ACR, să dă și la VTM, tot în cadrul cupei organizate de ACR. Are și un roll cage de ăsta bolt-on pe șurube, care în momentul care merge la competiții stă câte o jumătate de oră și strânge șurube. Asta e. Și în rest, mașina, îl știu pe Ghiță de când a luat-o, adică și dinainte să cumpere mașina, dar știu povestea mașinii de când a luat-o. Și într-adevăr, o lucra pe ea, unde a fost de retușat, unde a fost de tăiat în tablă, o tăiat, o făcut cum trebuie. A făcut mașina chiar să fie veritabilă. Mașina e ilegală, nu? Din câte știu, e ilegală, de stradă. Roțile sunt omologate, nu exagerat, jante pe 15. Da. Ce ai pe ea? Suspensii și de-astea ai? Suspensie, sport, max speeding roți, frânele de aerodec VTI, cam cele mai mari și de buget, să zic așa, pe față de 280, pe spate de 262, cu discuri și plăcuțe stock, să zic așa. Deci nu sunt ceva racing. Sunt cele de VTI, nu? Da. Mă refer la discuri și plăcuțe, pe ales. Am văzut că ai și scaun, sport și centuri. Da, o scoică, centuri, mai multe puncte. Super tare. Da. Cam asta îi Ghiță și mașina lui și pasiunea lui. Și acum o să ne spună Simon un pic despre mașina lui, despre ce înseamnă Honda asta pentru el și care e povestea lui cu mașina. Salutare, bine v-am găsit. Eu am făcut 18 ani, mă gândeam ce mașină să-mi iau dacă tot am luat permisul și tot mă uitam, nu știu, mă gândeam la ceva vaguri, Volkswagen, Audi. Și am stat și m-am gândit, bă, să-mi iau, visul meu era să-mi iau un Subaru, dar bugetul nu mi-a ajuns și am zis că totuși hai să merg la ceva japonez. No, l-am cunoscut și pe Ghiță. Nu aveam Honda încă. Tot am întrebat pe unul altul, na, cum sondele, cum îs, toată lumea fiabile. Atâta că stau mai prost cu rugina. Na, tot m-am uitat, undeva la aproape un an m-am uitat după mașină. Am găsit mașina asta la Sibiu. I-am scris proprietarului că mă duc după ea. M-a dus-o acasă. Și după o lună cam a început tot procesul ei.
mașina a fost vopsită, puse niște jante. A fost vopsită, nu, n-ai cumpărat o vopsită, are vopsit tot. Da, tot e făcut de mine. Super tare. Deci... o evacuare, suspensie, un volan sport, cât de cât. O mașină de buget care poți să faci să arate foarte bine. Foarte găsești tare. Piese, tot ce vrei, tot ce ai nevoie la ea. Cam asta este povestea mea. Super tare. Și astea toate sunt făcute dintr-un buget propriu, nu? Nu da, n-ai avut sugar daddy să aprovizioneze Honda. Nu. Tot ce e făcut e din bani, e făcut de mine, lucrați cu mâna mea. Da, deci cum amândoi băieții cum au terminat liceul, s-au apucat, s-au angajat și au lucrat și nu au fost chiar băieți harni, nici nu au fost putori. Deci asta e cum ar veni ideea principală, că băieții ăștia, mașinile ce le vedeți și ce ați văzut cadrele cu ele, sunt mașini făcute de ei, proiecte, mașini care au durat timp să le fac, la Ghiț au luat cam un an, nu? Doi chiar. Doi aproape, nu. Deci au durat procesul până ce a făcut el. La tine cât a durat? Că și la tine a durat ceva timp. Păi, momentan nu am de un an și două luni. Și în primul an ai vopsit-o, așa-i? Da. No, primul an am vopsit, am pus suspensie, evacuare. La Simon a fost super tare faptul că a putut să umble și cu mașina de serviciu și nu a trebuit să ai altă mașină, a putut să o țină pe asta pe cric. Da. No, cam asta a fost ideea cu vlogul ăsta. O să continuăm seriile și cu alte mașini, o să mai vedeți și mașini retro, o să vedeți și mașini de-astea de street. O să fie o multitudine de mașini. Dar vibe-ul pe care l-au băieții ăștia cu mașinile lor e foarte fain, inspiră pe mulți din comunitatea asta auto, și vreau să începem seria asta de vloguri cu niște exemple. Așa că sper că v-a plăcut video ăsta și vă doresc toate cele bune. Salutare! Salutare.